Florin Nebi a venit alături de noi după ce a dus lecțiile lui Răzvan. Trebuie să mănânce migdale, migdale, migdale. Florin a venit cu treabă, a venit să ne obosească fetele, toate la program, dar să ne anunțe și despre un lucru interesant ce se întâmplă în viața lor la sala astăzi. Este azi? Da, astăzi este. Vom organiza un concurs, Next Top Trainer se numește. Este organizat de Men's Health, la care, concurs la care eu voi fi în juriu și vom încerca cu acest concurs să scoatem în evidență aptitudinile celor mai buni traineri din România. Vom încerca să-i descoperim și vom încerca să le scoatem în evidență aptitudinile lor. Doar băieți sau și fete? Doar băieți. Doar băieți. E nebunie la sală acum. Trainerii sunt toți băieți. Eu nu prea pot să ascult de băiat, nici la medic nu ascult de băiat. Mie dacă îmi zice o doamnă, nu, nu, nu. Dar avem niște băieți care arată într-adevăr senzațional. Florin Nebi a venit cu fetele. Fetele sunt pregătite, deci ce facem azi? Astăzi vom arăta progresia și regresia unui exercițiu. Vom lua exercițiile de bază, exercițiile pe care oamenii, atunci când îi întâlnim într-o sală de fitness, aproape de fiecare dată spun: eu nu pot să fac genoflexiuni, eu nu pot să fac fandări, eu nu pot să lucrez cu greutăți, fără măcar să încerce. Ideea este că avem o variantă adaptată pentru fiecare. Ca să-ți dau un exemplu, am reușit să fac flotări cu o persoană de 136 de kg la 1,60 înălțime. Deci se poate. Vom arăta astăzi cum. Te rog. Se poate face asta. Bun, o să vreau așa. Fetelor, ne așezăm, luăm flotările, da? Pentru că tot vorbeam de ele. Amalia, vreau picioarele întinse, da? Pui pieptul jos și te ridici până sus, da? Bun. Genunchii jos. Bine. Haide. Flexează coatele până la jumătate, vreau, da? Asta e. Hai. Flavia, vreau picioarele întinse. Exact. E varianta cea mai grea, da? Brațele depărtate acolo. În cazul în care poți și mai greu de atât. Flavia, o să te rog să-mi așezi picioarele pe stepper. Deci, cu cât îți pui picioarele pe o platformă, o suprafață mai înaltă decât nivelul solului, cu atât e mai greu. Miruna face varianta intermediară, da? Genunchii jos, neapărat bazinul și abdomenul tare, da? Flexez coatele, scot genunchii în exterior, iar din partea Amaliei avem varianta cea mai simplă de flotare. Pui pieptul jos de fiecare dată, după cum vedeți, trunchiul și piciorul se rulează pe sol, da? Lent, lent. Asta e bun și ușor mă ridic. Bine. Deci mișcarea e rulată, controlată în același timp, da? Bun, fetelor, stop, ne oprim. O să vreau așa. Hai să arătăm ce înseamnă o planșă, da? Amalia, vreau genunchii jos, da? Antebrațele pe sol, bazinul coborât. Miruna, varianta intermediară, la fel ca Amalia, doar că întind genunchii și stau acolo. Flavia, picioarele întinse. Acolo. Vreau pe antebrațe, pe antebrațe să te așezi. Exact. Ia uite aici puberul. Da? Se poate și cu asta. Și ții acolo. Asta e, abdomenul tare. Ține acolo, nu cedezi cu bazinul, da? Ții abdomenul controlat. Bazinul e la nivelul umărului, umerii deasupra coatelor, tot timpul picioarele depărtate înspre înapoi și stăm acolo. Foarte bine, bine Miruna, stau acolo cu bazinul un pic mai jos, bine. În cazul în care ai un surplus de kilograme, în cazul în care condiția ta fizică nu e atât de bună, poți să stai în planșă și cu genunchii jos, așa cum ne arată Amalia. 3, 2, 1 și stop! Bun! O să vreau să vă ridicați, fetelor. Sus în fandare! Sus în fandare. Cea mai simplă variantă. Da? Amalia, piciorul întins înspre înapoi, brațele lângă piept, da? Fandezi, flexezi genunchii și revin, da? E cea mai simplă variantă. Abdomenul controlat. Miruna, picioarele apropiate, palmele în șold, fandări alternative. Înspre înainte, da? Bine? Fandări cu săritură. Hai să vedem. Și, haide, nici brațele, asta e. Depărtezi picioarele mult, mult, mult. Aia e, da. Haide, mă ajut de brațe. Bine. Tu piciorul mai mult spre înapoi. Acolo. Haide. Bine, țin abdomenul controlat, spatele drept, Miruna. Da? Îmi alternez piciorul înainte. După cum vezi, Miruna pășește foarte mult în față, astfel încât să poată să-și flexeze ambii genunchi fără să-și afecteze articulațiile genunchilor. Da? Bine. Țin spatele drept. 2, 1, stop. Bun. Hai să arătăm și un exercițiu de abdomen. Da? Vreau să ne așezăm pe spate culcat. Da? Bun. Mâna la tâmplă. Cea mai simplă variantă de a-mi lucra
tot platul abdominal, da? Am mâinile la tâmplă și ridic genunchii alternativ sus, odată cu trunchi, da? Flavia, vreau să încerci asta, da? Pe spate culcat, genunchi alternativ. Miruna, ambii genunchi în același timp. Asta e. Amalia, întinzi picioarele la orizontală. Tragi genunchii spre piept, revin cu ei, întinzi la orizontală. Haide, și asta e. Aduc genunchii sus, aduc coatele cât mai aproape de genunchi. Foarte bine. Acolo arcuiesc bine trunchiul, ridici picioarele simultan de pe sol la varianta intermediară. Deci dacă ai o lună, două luni de sală, da, în care ai lucrat constant, poți să îmi lucrezi exercițiu foarte, foarte bine, așa cum îl face Miruna, da? Bine, bine, Amalia. Hai. Și mai sus. Asta-i arcuiește trunchiul, Amalia, bine. Hai, sus, Flavia, sus. 3, 2, 1. Și eu zic că e suficient pentru astăzi. Bravo, fetelor! Mulțumim, Florin, Nebi. Ce-i, mami, că ai zgâriat mașina lui Nebi? L-ai blocat la mall, la sală, ce s-a întâmplat? Nu știu, dar îl întreb după. Deci o lăpă asta de 20 de ani a pus-o să facă alea de începători. Pai la altă care îți poate căra mobila cu tot cu copilul la mâna stângă. Deci orice îi dai Amaliei de făcut, zice, am super energie. Dar Blăduț, am fost la sală toată ziua. Blăduț e supraveghetor pe momentul lui Nebi, da. Și n-a putut să nu remarce că Olteanca trage chiul-ul de la... Când se întoarce asta cu spatele, asta se pune... Da. Și da. Pe tine, mămică, te-a pus la alea grele. E, lasă că ți-au mai pus și 10 kg în spate. Să-ți spui dacă ești certat, să-ți spui.